Acesta este satul meu în care locuiesc eu cu prietenii mei, dar în satul acesta a apărut fix lângă o doză mare de Pepsi, iar noi astăzi o să încercăm să vedem ce se află înăuntrul acestei doze și ce secrete ascunde această doză de Pepsi. Dă like chiar acum și o să ai 10 ani de noroc în Minecraft să găsești și tu asemenea cave-uri. Dă like chiar acum! O nouă zi, o nouă aventură în orașul meu în care se pot întâmpla foarte, foarte multe chestii. Chiar sunt tare curios să văd ce o să se întâmple astăzi. Bă, băiatule! Ce-i, mă, doza asta de suc așa random? Bă, mi-intră sucul în râul meu. Bă, ești nebun, intră sucul ăsta în lacul ăsta de aici, în râul ăsta de aici. Ce se întâmplă cu doza asta de Pepsi, ești nebun? Ce papucii mei! Bă, nere, ia vezi cum e edita mai doza de Pepsi random aici. What the flippy, aio, ești nebun? Ia vezi, ia, stai că văd pe cineva acolo sus. Nu îmi spune că e rândunel, că eu nebunesc. Deci nu îmi spune că e rândunel, că eu nebunesc. Cum faci omul ăsta, mă, toate nebunelele să fie el primul acolo? Cum faci el să fie primul în toate nebunelele? Ia vezi, el e, bă, uite-te la el. Nu pot să cred, acum nu mai, nici nu mai... Bă, rândunele, nici nu mai vrei să mai vorbești cu mine și deja îmi ceri bănuții? Ia uite, 10 emeralde pentru o cheie. Wow. Dude, nici măcar nu pot să trec de chestiile astea. Hai să-mi trag palme. Bine, rândunele. Bine. Dacă facem pe din astea, stai așa că nu e așa. Văd acolo că e o dita mai săgeata și cred că are venit turnul ăla. Turnul magic de la noi din sat de aici. Hai să mergem pe la el, că probabil acolo ar trebui să găsim diferite chestii. Dar înainte să mergem acolo, hai să luăm și noi mâncărica de la noi din astea. Ia uite, tată, luăm uneltele, ne luăm toate uneltele să fim siguri că o să fie tot în regulă. Bă, ce mă, nu mai știu să mai apăs pe taste, ești nebun. Așa, ne luăm și puinica și hai să vedem care e șmecheria pe aici. Poate prin mine, deci dacă el vrea 10 emeralde, sigur prin mine dacă mergem, cu siguranță o să reușim să facem chestii. Dar văd că mina, bă, până și acum mina este, ia uite, bă, ești nebun? Ia uite că a mai avansat mina asta pe aici. Văd că ăsta e stricat, nu știu care e faza cu, nu știu ce e glitch-ul ăsta aici de la mină. Dar se întâmplă chestii ciudate. Până la urma urmei tot aici trebuie să ajungem, vrem, nu vrem. Tot în turnul ăsta ciudat trebuie să ajungem. Și hai să vedem ce avem aici. Nimic, superb, superb. N-avem absolut nimica. Aici la etaj nimic. Uite, emeralde, 3 emeralde. Perfect, perfect, perfect. Este fix de ce avem noi nevoie. Și hai să vedem și la etaj dacă reușim să vedem alte chestii. Ia, alte emeralde, bun, bun, bun. 9 emeralde, mai avem nevoie de unul singur și... Bă, uite, pe nebunii. Bă, Moș Crăciun. Moș Crăciun. Bă, vine Moș Crăciunul peste noi. Bă, băiatule, Moș Crăciun, Shrek, Bambani, Nabnabi, toți ăștia. Bă, mamă. Ia stai. Bă, Moș Crăciunule, promit că o să-ți fac scrisoarea anul ăsta. Mă pune pe lista neagră. Moș Crăciunul, dacă nu mai bat. Ia uite-l. Bun, bine tu, Moș Crăciunule, bine. Doamne. Ceau, nebunie, moșu, bă. Ce am făcut acolo? Bă, sunt mai mulți. Ia vezi. Ia uite-i pe ăștia. Shrek cu Laina, cu Moș Crăciulaina. Bă, lăsați-mă, mă, verii mei, gata. Ce papucii mei, gata, vere. În sfârșit. Că vreau să mă duc în doza de Pepsi. De Pepsi. Uite, bă, ultimul emerald unde era. Cât de-am bătut noi. Câtă bătaie a trebuit să dăm noi la fraierii ăștia pentru un singur emerald, efectiv. Wow. Dar hai că avem 12 emeralde și... Nu, 10 emeralde și 12 diamante. Ceea ce e destul de bine, dacă mă întrebați așa. Deci, hai să vedem, să mergem să vedem și noi acolo ce... Ia. Ce am văzut? Am văzut ceva, parcă s-a văzut ceva ciudat. Ia. What? Mi se păruse că am văzut ceva dubios pe acolo. Dar hai să mergem înăuntru, să vedem ce reușim să găsim acolo. Că și ce se află în cutia asta, de doza asta de Pepsi. Hai, mă. Repede. Bun. Sus, ia să vedem. Rândunele, dă-mi așa master key. Bun, bă! Cât pe ce să mi-l furi, a? Barosane. Bun, am deschis asta. Yoinks. Ia să vedem aici ce se află înăuntru dozei de Pepsi, ia. Bam, bam. Bă, momentan
Nu văd nimic dubios pe aici. Yeah. Cât de bun ești la tras cu arcul? Ok, ok. Ia uite ce arc, ești nebun? Ok, ok, hai să vedem. Deci, probabil trebuie să tragem și în astea așa. Deși nu prea cred, dar o să trag și în astea. Cred că trebuie să tragem doar în... Ia uite, bă, ești nebun cum drept se duce asta. What? Bă, de se duce asta instant drept. Cred că trebuie să tragem în astea care luminează, teoretic. Așa. Le luăm pe toate la rând. Eu zic că sunt destul de bunice la tras cu arcul. Nu știu, spuneți voi în comentarii dacă știu să trag bine cu astea. Mă simt, zici că mă antrenez pentru campionatul de Counter-Strike, așa mă simt. Let's go. Bun. Așa, și mai unul în spate acolo. Și acolo. Bun. Bun. Și bun. Deci văd că sunt toate deschise. Spuneți voi în comentarii acolo cât de bun sunt eu la tras cu arcul. Lăsați acolo în comentariu cu o notă. Ce notă credeți voi că cât de bun sunt? Ia să vedem mai departe pe aici. Ia mă, ce e aici? Ia uite-l pe... Ce poți bă, Gigele aici? Ești ok? Parcă l-am văzut pe SpongeBob. Uite-l pe SpongeBob-ul! SpongeBob-ul! Nebunul! Băi! Bă! Bă, lasă-mă mă în pace! SpongeBob turbatul! A nebunit Sponge... Ia uite altul acolo! Mă, ce aveți, mă, SpongeBob-ilor? Ia uite, mă. Stai că avem și... E o armură aici. Ia vezi că avem un labirint și o armură. Fii atent. Deci, armura. Bun, bun, bun. Ia uite. Mamă, păi vezi că ne facem puternici rău de tot cu armura asta. Și stai să vedem. Uite-l pe SpongeBob pe acolo. Nu vreau să mă duc în zona aia. Ia. Sau hai să mergem la... El aici. Ten spanac, SpongeBob. A, ah, wow, ok, venim la început. Ia să vedem. Oh. Bă, da, e chiar confusing labirintul ăsta, ești nebun. Ia. Ia, auzi. Cine vorbește? Bă, pe cineva cum vorbește? Ia, o sabie. Ce sabie asta, că strălucește? Charged Gold Iron Alloy Sword. Asta e mai bună, e mai bună, are mai mult attack damage. Are 8 attack damage și asta are 7. Deci o luăm pe asta. Care strălucește? A, ia uite. Bă, ce... Ce bă asta? What? Uite și nabnabii pe acolo. Stai. Bă, uite un chest acolo. Bă, e ușa blocată. Nu trebuia să arunc cheia aia, frate. Stai, cum ajungem noi în partea aia acolo? A, pe aici, uite. A, credeam că ne arată aici sosia. Mini chest, master key. Super. Hai să o păstrez aici în puii mei. Să văd care e șmechereala. Bă, dar pe unde am luat-o, bă, frate? Cred că pe aici. Pe aici. Bun. Hai să vedem. Banii nebunii! Ia uite pe ăștia! Bă, dau unii cu fulgere! Banilor! M-am bătut-o și pe fata asta dubioasă. Ia uite, băi, frate. Bun. Uite, spiritul ei, ia uite-l. Wow, cum vorbește. Ce vorbește, mă, nebuna? Ce vedeți? Avem o din asta cu... Nu puteți să trecem mai departe, că avem o din asta așa. Ia vezi. Avem, cred că e codul pe jos. 7 7 7 7. What? Toate sunt 7. Ce cod e ăsta, mă? Wow, ce cod. Bă, cât de simplu a fost codul ăsta, ești nebun. De data asta chiar a fost mega simplu. Când zile trecute, când am fost prin baza secretă a sătenilor, vă recomand să uitați și la clipul ăla după ce-l vedeți pe ăsta de astăzi. Gen, am stat chiar mai mult să fac... Mamă! Bă, ești nebun? Stai că aici trebuie să avem grijă. Ia, stai ușurel. Mamă, și ăla... Vai, frate. End Crystal, ești nebun? Mamă, cum ar fi să picăm pe aici ca fraierii? Mamă, dar vezi că e de asta de parcursul ăsta pare destul de greu, sincer. O părea el așa, dar unde, uite, săritura asta e destul de grea dacă mă întreb pe mine. Oh my god. Foarte aproape să pic acolo, extrem, extrem de aproape. Ok. Ok. Bun. Ia stai să sărim. Perfect. Hop. Bun. Mamă, dar vezi că e greu.
Vezi că e greu, rău. Hop. Ok, ok, ok. Hai că mă descurc. Eu zic că mă descurc. Mamă. Poastea. Oare trebuia să ne uităm de câteva indicii pe aici? Poate mai sunt chestii din astea secrete? Pe care trebuie să... Hai mă... Oh my god. Era să mă duc. Opa. E aici? Bun, bun. Oh my god. Vai de mine, vai de mine. Să mă duc pe ăla, hai că cred că pot să sar de aici, așa. Bun, ok. Hopa, 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 Penelopa, bun. Hopa, hopa, Penelopa. Mamă, eu zic că și skill-ul meu de parkourist profesionist este next level. Ia mă, aici ce este? Ia, ia. Găsește ieșirea, mult noroc. Ce mă asta? Ok. Mining drill, ok. Și cu fuel tank. Ah, gen dacă, ok, ok, ok. Hai să vedem dacă găsim ieșirea. Mamă, cât de tare e ăsta, bă, băiatule. Let's go. Mamă, dar cum se aude, Jesus. Stai să dau puțin mai încet, că parcă se aude mult prea tare. Și vă sparge urechile acolo. Ia, vezi, mă. Hai să vedem dacă reușim să... Nu, ăsta nu merge să spargi bedrock-ul, din păcate. Ia, hai să vedem. Poate reușim să găsim ieșirea. Deși nu știu unde ar putea să fie o ieșire random pe aici. Și sper să nu rămân fără de-asta zi. Că m-am gândit, bă, stai să mă gândesc, stai puțin să mă gândesc. Deci, dacă aici am, de aici am venit noi, posibil ca în colțul ăla să fie ceva? Ia stai. Sau să fie, uite, în colțul ăsta mă gândesc eu. Că văd că aici e marginea, da? Mă gândesc că în colțul ăsta din stânga, din dreapta, de tot spate, cum ar veni. Sau, mă rog, cum... Gen în partea asta așa să fie ceva, ia. Și? Nu e. Uite că nu e, bă, ești nebun? What? Ia, stai să mai sparg pe aici, random. Poate găsesc. Bă, da. Chiar e greu. Ia, uite. Mamă, și ăsta cum face? Dacă ține așa apăsat, face urât. Ia, uite-l. Mamă, cum se învârte, dude. Ce caterincă e. Ia. Stai. Mă, dude, ai dita mai camera, bro. Păi de unde îmi dau eu seama? Stai că vreau să văd dacă unde sunt marginile. Pe mine asta mă interesează. Unde sunt marginile? Deci dacă știu unde sunt marginile, nu pot să cred. Nu pot să cred, dude. Bă, cât trebuie să sparg văr? Uite, mă! Asta cred că e ieșirea. O, dar stai puțin, că aici cred că e aia noastră. Pe unde am intrat noi, gen. Ia stai. Da, măi, pe unde am intrat noi, țâc, 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 dacă venim așa. Păc, ia uite, fix aici, în spate. Doamne. Am crezut că e pe colțuri, pe margini, pe astea, așa am crezut. Doamne, ferește, mă. Hai să mergem sus aici, să vedem care e ștecheria, șmecheria. Că teoretic ar trebui să fie și aici ceva, nu? Teoretic. Acum, iute, unde am ajuns, mă? Unde am ajuns, bă? Am ajuns în rai, unde am ajuns aici? Uite-l pe Shrekulaina. Shrekulaina din rai, bă! Ia uite. Și cu nebuna asta, ce? Asta nici mă bagă în seamă din câte văd. Sper că nu mor gigele. Și un avion. Avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor. Și cred că asta e ieșirea de aici, nu? Hai să ne luăm și noi ăsta cu noi. Cred că putem să-l luăm pe sus. Îl iau pe sus, iau pe sus avionul. Și mergem afară. Let's go. Bă, iau... What? What? Ne-a teleportat... Ah, ne-a teleportat la intrare, gen. Rândunele, iau trecea mea, mă, fraiere. Mamă, ce nebunie. Ia, stai să vedem. Deci cred că putem acum să zburăm cu avionul. Ia, dacă lasă aici, are benzină? Are benzină, deci putem să zburăm cu avionul acum, guys. Mamă, deci asta a fost secretul din cutia de Pepsi. Un avion din ăsta cu care putem să zburăm, ești nebun? Haide, calicopterule, vreau să zic calicopter, dar de fapt avion. Haide. La zburătură. Haide, zboară, bă, băiatule. Let's go, ia, hai să trecem să vedem cum se vede asta de Pepsi. Ia uite-o. Ești nebun? Ia uite-o, frate, cum se vede. Let's go. Ia uite. Ce mișto, bă. Chiar foarte tare, frate. Foarte tare, frate.
Și mi-e chiar rău de tot, a fost în cana de Pepsi, ești nebun în doza de Pepsi. Băi, și vedem, sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Dacă vreți să mai vedeți videoclipuri de genul acesta, spuneți-mi în comentarii pe YouTube. Să știți că în momentul de față aveți două clipuri pe ecran, intrați și uitați-vă și la acestea. Și ne vedem și ne auzim data viitoare. V-am pupat, pa, pa!